trenul de la Brașov a venit în gara de nord cu o locomotivă aparent nouă-nouță, dar care are inscripție că e din 65. Degrabă o să împlinească, degrabă o să împlinească 60 de ani. Are 58 de ani locomotiva asta. Din depoul Brașov. Revopsită, renovată. Continuă să fie implicată în traficul feroviar. ...65, da? Și-o scrie și aici. Cam mult, cam vechi, nu credeți? Și trenurile astea private aduse în Occident tot sunt din anii 70. Dar nu cred că ăștia de la firme private sau de la CFR folosesc mașini de 50. 60 de ani. Nici dacă sunt refolosite, renovate, revopsite. Poate doar pentru colecții le adună. Dar aici e trafic de pasageri, trafic de oameni, de persoane.